Liderii de sindicat din cadrul Complexului Energetic Oltenia le vor acorda angajaților pe care îi reprezintă cadouri cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Mai exact, sindicaliștii vor pregăti daruri pentru copiii angajaților și le vor acorda în perioada imediat următoare. Președintele FNME, Dumitru Pârvulescu, spune că valoarea unui pachet este de aproape 70 de lei. Sindicaliștii din cadrul FNME le vor acorda și în acest an cadouri membrilor de sindicat. Dumitru Pârvulescu spune că valoarea pachetului va fi de 70 de lei. Pentru cei care nu mai au copii minori sau nu au copii, altceva specifică lor. Adică ce, produse? Sau... Da, produse, bineînțeles. Mai exact, ce le acordați? Păi, diverse. Să vă spun toate cele 20 de produse. Sau eu știu. Nu, deci undeva la 60-70 lei de copil. Constantin Mitrescu are peste 900 de membri de sindicat, iar valoarea unui pachet va fi la fel ca anul trecut. Toate sindicatele din FNME vor acorda, așa cum au acordat și anul trecut, cadouri. Mă rog, fiecare, deci are autonomie fiecare sindicat din federație, da. Da, va acorda și sindicatul meu, bineînțeles. Cadouri, cred. Cadouri, ca și anul trecut, da. Nu ne-am gândit, dar oricum va fi cel puțin cât anul trecut, dacă nu mai e mare. Pe lângă pachetele primite de la sindicaliști, angajații CEO vor primi și din partea administrației un bonus de 100 de lei pentru copil.